Suntem echipa morții, din Moldova venim, aruncat e zarul sorții, ori învingem, ori murim. Conștientizând că nu poate controla legiunea după bunul plac atâta timp cât Corneliu Zelea Codreanu este în viață, Carol al II-lea ordonă lui Arman Călinescu asasinarea capitanului. Astfel, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie în 1938, în apropiere de București, mai exact în pădurea Tâncăpești, capitanul împreună cu Nica Dori și decembrii au fost uciși de către jandarmi prin sugrumare cu sârmă. Apoi au fost ciuriți cu gloanțe pentru a se înscena o încercare de evadare. În final, cadavrele acestora au fost arse cu acid și aruncate într-o groapă comună în preajma închisorii Jilava. S-a urmărit astfel decapitarea mișcării legionare, iar în acest episod vom explora acțiunile și evenimentele care au urmat în perioada aceasta. Imediat după eliminarea principalilor lideri legionari, Carol al II-lea înființează partidul Frontul Renașterii Naționale, iar în fruntea lui îl pune pe Armand Călinescu, adică pe cel care a servit misiunea de eliminare a gărzii de fier. În următoarele luni, prin decret regal, Frontul Renașterii Naționale devine unicul partid politic din România, eliminând astfel celelalte partide politice existente. Astfel ia naștere ideologia carlistă, adică sistemul totalitarist al regelui Carol al II-lea. Armand Călinescu, de acum în fruntea statului, continuă eliminarea principalilor rivali politici, în mod special pe legionari. Începe așadar vânătoarea de legionari. În lunile următoare, un avocat prahovean pe nume Miti Dumitrescu formează în mod independent un batalion de comandă cu scopul de a-i asasina atât pe rege, cât și pe primul ministru Armand Călinescu. Aceștia au început să studieze traseul zilnic al lui Armand Călinescu din februarie până în iulie 1939, iar Miti Dumitrescu se deplasează clandestin la Berlin pentru a cere aprobarea comandamentului legionar, care între timp se refugiase în Germania. Horia Sima, de acum comandant al mișcării legionare, nu a fost tocmai de acord, prezentând un alt plan, mai exact o lovitură de stat. Plan care oricum nu avea sorți de izbândă din cauza destabilizării legiunii și a masivelor arestări. Mai pe scurt, rămășițele legionare rămase în țară erau insuficient înarmate. Nu știm sigur dacă autoritățile germane au fost implicate în acest atentat, căci se știe despre avocatul Miti Dumitrescu că era o persoană extrem de precaută și secretoasă. Detaliile despre această operațiune fiind împărtășite exclusiv cu membrii comandoului. În orice caz, acesta revine în țară, tot clandestin, iar împreună cu comandoul său au ciocnit mașina primului ministru Armand Călinescu, după care l-au și împușcat. Apoi membrii comandoului au pătruns în clădirea societății de radiodifuziune și au anunțat în direct răzbunarea morții capitanului, împreună cu un comunicat către țară, după care s-au predat autorităților împreună cu alți trei legionari care ajutaseră la pregătirea atentatului. Aceștia fiind uciși ulterior fără judecată, iar cadavrele lor au fost aduse la locul atentatului și aruncate pe caldărâm. A fost desfășurat și un afiș pe care scria: aceasta va fi de aici înainte soarta asasinilor trădători de țară. Guvernul carlist a adus apoi atât funcționari publici cât și elevii ai liceelor și facultăților pentru a vedea ce pățesc cei care se opun regimului. În Biblioteca Academiei Române, existând o consemnare documentară cu privire la acest eveniment, și citez: uciderea fără judecată a asasinilor lui Călinescu a produs o rea impresie, iar lăsarea corpurilor lor pe stradă revoltă lumea și transformă ceea ce se dorea a fi o pildă de pedeapsă într-un adevărat pelerinaj. Radio Londra comunică seara că s-ar mai fi executat în plus în taberele de concentrare încă 76 de legionari. Asta scrie academicianul Radu Rosetti în perioada respectivă. Acum, nu știm dacă a fost sau nu a fost așa, dar Nicolae Steinhardt scrie în memoriile sale despre Iorga, adică despre Nicolae Iorga, că era unul dintre cei care loveau cu picioarele cadavrele legionarilor lăsate întinse pe străzi. În dimineața zilei următoare, din ordinul lui Carol al II-lea, au mai fost împușcați încă 147 de legionari, printre care și o studentă a Facultății de Matematică din București pe nume Elena Bagdad. Apoi au urmat încă 95 de comandanți legionari asasinați în baza listelor întocmite de prefectul poliției Capitalei, împreună cu directorul Serviciului Secret de Informații, adică Mihail Muruzov. Acești 95 de comandanți au fost asasinați în lagărele de la Vaslui, Miercurea Ciuc, Brașov și Râmnicu Sărat. Prințul Mihail Sturza consemnează în jurnalul său că în acest timp regimul carlist tranzacționa viețile legionarilor pe sume imense de bani. Și citez:
Odată arestată, soția mea a primit vizite de rutină permise rudelor legionarilor mai înstăriți, vizită autorizată de consorțiul Marinescu Muruzov, care făcuse recent avere din jefuirea legionarilor asasinați, cât și a refugiaților polonezi la granița Bucovinei. I s-a fixat suma de 3 milioane de lei ca preț al vieții fiului nostru, dându-i în același timp informația că Alexandru Cantacuzino n-ar fi fost împușcat în închisoarea din Râmnic dacă mama lui ar fi consimțit să plătească o sumă identică. Ca să vă faceți o idee cam cât cerea regimul carlist pe viața unui legionar, trebuie să ținem cont de faptul că cursul liber leu-dolar pe atunci era cam de 200 de lei per dolar, iar dolarul era de 10 ori mai valoros decât astăzi. Asta rezultă în suma de 150.000 de dolari costul unei vieți. Toți cei 95 de comandanți legionari aveau studii superioare și ocupau cadrele de conducere ale mișcării, printre aceștia și cei 66 de parlamentari legionari rezultați din alegerile din decembrie 1937, mai exact ultimele alegeri libere din România interbelică. Astfel, mișcării legionare este decapitată vârful cultural, iar de acum încolo nu prea mai putem vorbi în niciun fel de aplicare culturală a mișcării legionare, ci mai mult de o aplicare eminamente paramilitară. Mai vreau să menționez ceva aici. Puținele dintre trupurile sutelor de legionari uciși în perioada aceasta, atât pe străzile marilor orașe cât și în lagăre, au fost recuperate și s-a construit un cimitir dedicat la Predeal care se numea Cimitirul Mănăstirii Sfântul Nicolae. Dar imediat cu instaurarea regimului comunist, cimitirul legionar a fost profanat, crucile au fost distruse, troițele arse, pentru a nu deveni eventual un loc de pelerinaj. Cu toate acestea, locul tot a devenit unul de pelerinaj, iar în 1998 Mitropolia Ardealului a reconstruit monumentul și, desigur că astăzi se poate vizita. Majoritatea acestor lideri fiind reabilitați și achitați post-mortem, sentința fiind definitivă. Și dacă credeți că acesta ar fi apogeul crimelor din perioada interbelică, ei bine, vă înșelați. Căci de acum încolo lucrurile escaladează într-un haos de crime în stânga și în dreapta. Practic atât străzile Bucureștiului cât și cele ale marilor orașe sunt inundate cu gloanțe, sânge și cadavre. Fiecare facțiune politică degenerând în extremism și terorism, războindu-se fiecare cu fiecare. În același timp declanșându-se în Europa al doilea război mondial. Uniunea Sovietică trimite ultimatum României, iar rușii ocupă Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herzei. Apoi Germania nazistă împreună cu Ungaria lui Horthy ocupă o parte a Transilvaniei, care va fi redenumită Nordul Transilvaniei. Tot Germania, de data aceasta în cărdășie cu Bulgarii, ocupă Dobrogea de Sud, adică ceea ce noi numim Cadrilaterul. Astfel, România Mare înceta să mai existe, regele Carol abdica, iar țara era într-un haos indescriptibil. În acest context își face apariția Horia Sima, cel care avea să instaureze un guvern legionar. Rege devine Mihai, într-adevăr, după abdicarea lui Carol, dar pentru că era un rege copil fără experiență militară, puterea este deținută de mareșalul Antonescu. Acesta este investit în funcție cu scopul de a asigura granițele rămase ale României și de a pregăti o contraofensivă pentru recuperarea teritoriilor pierdute. Rămășițele legionare reușesc să se regrupeze, proclamându-l pe Horia Sima, comandant al Gărzii de Fier și conducător al României. La 14 septembrie 1940 se alcătuiește noul guvern sub conducerea lui Ion Antonescu, iar Horia Sima este numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, România fiind proclamată astfel stat național legionar. Țara era în război și se pregătea de contraofensivă. Fabricile și uzinele produceau acum materiale și componente militare. Întreaga societate funcționa de acum pe ideea de război. Evident că în acest scenariu nu mai putem vorbi de presă liberă sau de democrație, ele oricum nemai existând încă de la instaurarea regimului carlist. Dar cu toate acestea, se știe că Horia Sima a încercat să-l convingă pe Antonescu să facă alegeri libere. Mareșalul însă a refuzat, spunând că democrația nu ajută în situația disperată în care se găsește România. Probabil se temea și de faptul că legionarii tot aveau o popularitate imensă printre rândurile cetățenilor. În orice caz, legionarii guvernează 4 luni, iar în timpul acesta sunt limitate legile anti-evreiești impuse de Carol al II-lea în perioada 1938-1940, iar un oltean legionar pe nume Radu Gir înființează Teatrul Evreiesc de Stat, care există și astăzi. Există unele documente care atestă că legionarii au înființat tabere de antrenament armat pentru sioniștii evrei care urmau să plece în Palestina să-și creeze un stat propriu. Și desigur că
această acțiune era privită cu ochi favorabil de către legionari. Bineînțeles că în această perioadă sunt arestați și principalii vinovați de crime împotriva legionarilor, crime făcute în perioada carlistă. Astfel, 64 de funcționari ai aparatului de represiune carlist fiind închiși la Jilava. Legionarii voiau executați pe acești 64 de funcționari, dar maleșarul s-a opus, pe semne din considerente de colegialitate, căci majoritatea erau din cadrul armatei. Astfel, mareșalul înființează o comisie specială de anchetă criminală cu sarcina de a ancheta și instrumenta toate crimele comise contra legionarilor în perioada regimului de dictatură regală. În timpul acesta, un grup de legionari făceau săpături în curtea închisorii Jilava pentru a găsi unde au fost îngropați capitanul și cei 13 legionari uciși la Tâncăbești și au dat peste o placă de beton pe care au spart-o, iar sub această placă de beton era o groapă comună unde au fost aruncați capitanul și cei 13 legionari de frunte, încă cu lanțul la gât și cu mâinile legate la spate, iar peste ei s-a turnat acid sulfuric. Astfel, din propria inițiativă, acest grup de legionari execută pe loc pe toți cei 64 de foști funcționari care erau închiși la Jilava. Printre aceștia se numără și directorul Serviciului Secret de Informații, Mihail Muruzov. Probabil vă amintiți de el, căci l-am tot menționat și în episodul trecut. În teorie, cei 64 de funcționari urmau să fie condamnați la moarte de către acea comisie înființată de mareșal. Dar mânați de furia din cauza descoperirii felului cum capitanul fusese ucis și de teama ca nu cumva mareșalul să îi elibereze pe foștii colegi, legionarii au acționat pe loc cu arme de foc. A doua zi, un anume Traian Boieru îi asasinează pe Nicolae Iorga și economistul Virgil Magiaru. Lucrurile sunt foarte complexe și complicate aici, căci mișcarea legionară a susținut că nu este responsabilă pentru moartea celor doi, ori Iasima dând o declarație publică în care se dezice de acțiunile lui Traian Boieru, spunând că acesta nu a primit ordin din partea niciunui capitan legionar, ba chiar îl acuză pe acest Boieru de complot cu Uniunea Sovietică în vederea destabilizării mișcării legionare. Faptul că legionarii nu îl iubeau pe Iorga era un adevăr bine cunoscut în societatea românească. Iorga fiind unul dintre susținătorii mișcărilor împotriva legionarilor conduse de către Armand Călinescu. Pe lângă asta, legionarii știau de faptul că Iorga scuipase și dăduse cu picioarele în cadavrele legionarilor executați de poliție în stradă. Dar cu toate acestea, Horia Sima declară în cartea sa că legiunea nu avea în plan asasinarea lui Iorga, deoarece avea consecințe dezastruoase de imagine, iar asasinatul a fost comandat de la Moscova, Iorga fiind un arhicunoscut atacator al Rusiei. Tot în cartea sa, care se numește Era Libertății, Sima descrie cum a încercat să ajungă din urmă pe asasin și cum cu o echipă de poliție legionară a umblat cu mașinile toată noaptea pe Valea Prahovei pentru a preveni asasinatul. Asta după ce au aflat informația că Traian Boieru vrea să-l ucidă pe cărturar. Iorga chiar fiind sunat acasă la Sinaia de către liderii legionari din București, care l-au avertizat că o echipă ieșită de sub control vrea să-l asasineze, numai că Iorga îi relatează soției sale că a considerat acest apel drept un scenariu. Nu știm exact cum au stat lucrurile, dar cert este că acest Boieru împreună cu ceilalți participanți au fost imediat dați afară din mișcarea legionară, iar apoi au fugit în Germania cu ajutorul, se pare că, lui Antonescu. Interesant este faptul că Traian Boieru devine un prosper om de afaceri respectabil care, deși toată lumea știa că l-a asasinat pe Iorga, nici justiția germană și nici legislația României comuniste de la Bonn nu a cerut extradarea sau judecarea lui. Boieru murind pe la începutul anilor 90, fără să fie deranjat de agenții șefului SRI de atunci, filosovieticul Virgil Măgureanu. Un alt lucru ciudat este faptul că familia lui Boieru a rămas în România după plecarea acestuia în Germania, la Constanța, și nimeni nu s-a legat în vreun fel de aceasta după 1944, când se știe că familiile erau puse în situația de a plăti ele pentru crimele reale sau imaginare ale celor fugiți din țară. Vecinii s-au mirat că familia lui Traian Boieru nu a fost deranjată de nimeni, adică de autoritățile instalate la putere de către armata sovietică. În plus, pe la finele anilor 50, familia acestuia a primit permisiunea de a părăsi România și de a pleca în Occident, la Traian Boieru. Asta într-un moment în care legionarii înfundau închisorile, iar ieșirea din țară era practic interzisă. Horia Sima îi cere lui Antonescu ca legionarii care i-au ucis pe cei 64 de funcționari de la Jilava, împreună cu Traian Boieru și echipa sa, să fie arestați și judecați. Pe lângă aceștia, Horia mai adaugă încă 400 de persoane, tot foști membri ai dictaturii carliste, responsabili pentru uciderea legionarilor în perioada regelui Carol al II-lea. Antonescu însă respinge cererea, propunând în schimb o
amnistire generală. Amnistire care însă nu ține mult, căci Antonescu execută până la urmă pe legionarii responsabili de crimele de la Jilava, dar nu și pe Traian Boieru. Astfel, între Sima și Antonescu intervine război, ambii dorind eliminarea celuilalt de la conducere. Iar de acum intrăm într-o fază cu mult mai sângeroasă a istoriei interbelice românești. Antonescu pleacă din România și merge la Hitler pentru a primi sprijin în privința eliminării legionarilor. Cu sprijinul german, Antonescu omoară sute de legionari din toată țara, iar Germania nazistă trimite ultimatul mișcării legionare. Horia Sima se predă și ordonă încetarea luptelor. Așa i-a sfârșit statul național legionar și se instalează regimul Antonescu. Mai vreau să menționez totuși ceva aici. În timpul războaielor dintre legionari și mareșal au existat și victime colaterale, evident. Nu știm real care a fost numărul victimelor, căci era un haos indescriptibil peste tot, ambele tabere având acces la tancuri și mașinării de luptă. Dar se vorbește de un anumit eveniment care poartă denumirea de pogromul de la București. Raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România afirmă că în timpul acestui război civil au existat mișcări care au avut ca țintă comunitatea evreiască. Situația evreilor în România începuse deja să se degradeze cu ceva timp în urmă, pe când Carol al II-lea, în ultimul său an de domnie, ridica la rang de lege discriminarea rasială a evreilor, considerați pe atunci o rasă inferioară. În perioada statului național legionar au fost elaborate mai multe astfel de decrete legi cu privire la drepturile civice ale evreilor, adică legionarii voiau să limiteze accesul comunităților evreiești în economie și împiedicarea lor de a nu ocupa funcții în stat. Antonescu și legionarii nu cădeau de acord întru totul cum ar trebui rezolvată ceea ce ei numeau problema evreiască. Unii îi voiau plecați în Israel, alții îi voiau exproprietăriți. Istoricii spun că Antonescu se temea de faptul că ritmul exproprierilor prea rapid ar fi dus la oprirea comerțului și la un dezastru economic. Acesta chiar menționează în jurnalul său și citez: sunt lucruri oribile care se petrec în țară. Se duc la prăvăliile evreilor și iau fondul de comerț, distrugând astfel comerțul și creditul. În această situație ne vom pomeni peste două luni cu o catastrofă economică. Fabricile nu mai trimit materiale fabricate pentru că evreii care au prăvălit nu mai cumpără marfă. Am încheiat citatul. În tot cazul, victime clar au existat. Atâta doar că nu știm exact care tabără a făcut cine știe ce a făcut, pentru că ambele se acuză reciproc. Imediat după războiul civil, guvernul Antonescu a trecut la arestări masive de legionari, 8.000 fiind încarcerați doar în primele zile. Horia Sima și câteva sute de legionari au reușit să fugă în Germania, unde au fost închiși în lagărele de concentrare de la Buchwald, Dachau și Orianenburg. La scurt timp începe contraatacul către Uniunea Sovietică, iar prizonierii legionari, atât cei din închisurile din România, cât și cei din lagărele din Germania, au cerut insistent ca să fie trimiși pe front, chiar în prima linie. Însă doar o mică parte dintre aceștia au fost acceptați. În 1944, o bună parte dintre legionarii care încă erau în lagărele din Germania au fost eliberați. Aceștia au format un guvern în exil, cunoscut sub numele de Guvernul Național Anticomunist de la Viena. Se creează și o armată națională română care va lupta alături de trupele germane, dar numai împotriva Uniunii Sovietice. Mai multe divizii de legionari ajung și în România și luptă împotriva URSS-ului. Aceste divizii de legionari erau în mare parte de parașutiști, iar americanii și francezii chiar îi sprijineau pe aceștia. De fapt, au făcut-o până la 1953 în războiul de gherilă anticomunist care s-a purtat în țară. Paradoxal, primii români care au colaborat militar cu NATO erau legionari. Odată cu ocuparea comunistă, legionarii au devenit inamicul public principal. Închisorile și lagările comuniste aveau un component al lor majoritară, legionari și simpatizanți ai mișcării. Foarte puțini au supraviețuit și, când zic foarte puțin, mă refer la efectiv câțiva. Restul au murit torturați. Garda de Fier nu a figurat pe lista acuzaților Tribunalului Internațional de la Nuremberg, fiind exclusă din rândul colaboratorilor celui de-al treilea Reich. Mai mult, așa cum o demonstrează și documentele istorice, legionarii fiind înlăturați de la putere prin intervenția lui Hitler, iar mai apoi internați în lagările germane. Probabil de aceea legionarii din exil nu au fost condamnați sau judecați după cel al doilea război mondial. Exilul mișcării legionare s-a identificat cu lupta anticomunistă din România. Aici, în țară, rezistența anticomunistă a luat forme dramatice. Dar despre aceste evenimente vom discuta mai pe larg în viitoarele episoade. Oricum, de la materialul despre haiducii din spațiul românesc, v-am promis că o să fac un episod despre rezistența anticomunistă, așa că avem ce discuta. Vreau să le mulțumesc susținătorilor de pe Patreon, iar până data viitoare, salve, Doamne ajută! Purtăm cu noi standardul unei sfinte noi credinți, pene este scris cu sânge, fapte mari și biruinți. Pene este scris cu sânge, fapte mari și biruinți.
deja de mult în țară, că străinul e stăpân, cerșetor la el acasă, a ajuns bietul român. Cerșetor la el acasă, a ajuns bietul român. De aceea azi la luptă, noi pornit am să scăpăm. Patria de toți tâlhari, cinstea iar s-o întronăm. Patria de toți tâlhari, cinstea iar s-o întronăm. În rând cu căpitanul, bucuros ne vom jerfi. Peste leșurile dușmane, țară nouă vom clădi. Peste leșurile dușmane, țară nouă vom clădi. Cu zâmbetul pe buze, moartea-n față o privim. Că suntem echipa morții, ori învingem, ori murim. Că suntem echipa morții, ori învingem, ori murim.